Salut, prieten! Astăzi am să vă istorisesc o întâmplare de pe vremea când lumea era lume, iar omul beneficia de prezumția de nevinovăție. Prin deceniul 6 al secolului 20, când conceptul de stat de drept era necunoscut în conștiința publică, prezumția de nevinovăție era subînțeleasă și de necontestat. Nimeni nu punea la îndoială și nimănui nu-i trecea prin minte că cineva, asupra căruia ar plana niște suspiciuni rezonabile, trebuie să își dovedească nevinovăția în instanță. Acest fapt este susținut și de ideea de a înlocui clasicele taxatoare de pe mijloacele de transport în comun cu un sistem nou de autotaxare. Pentru o bună bucată de vreme, acesta a fost utilizat pe troleibuze, locul lui fiind luat apoi de compostoarele mecanice. Astfel, în compartimentul femeii care încasa contravaloarea călătoriei, oferind în schimb un dreptunghi de hârtie, a fost instalată o casetă prevăzută cu o rolă de bilete și o fantă prin care călătorul putea introduce două monede de 25 de bani. Cel care se urca în troleibuz pe ușa din spate introducea monezile, iar apoi își rupea un bilet drept document justificativ în fața organului de control că nu călătorește fraudulos. Cine urca pe ușa din față, trimitea monezile respective din mână în mână până la taxatoarea automată și tot așa intra apoi în posesia biletului. Existența noului sistem de taxare mi-a oferit posibilitatea de a asista la o lecție de conștiință civică înăscută și cizelată prin cei 7 ani de acasă. Autobuzele de țară sau cursele, cum erau cunoscute în limbaj popular și asigurau legătura satelor nordice cu orașul, aveau stația terminus în fața gării. Un bătrân, împovărat de ani și de o pereche de desaj, a coborât dintr-o astfel de cursă și a luat un troleibuz numărul 3 pentru a ajunge undeva spre centru. A dezlegat nodurile năfrămunței în care își ținea banii, a împăturit o bancnotă de 100 de lei și cu multă strădanie a izbutit să o strecoare prin fanta destinată monedelor practicată în aparatul de taxat. A rupt apoi un bilet și a așteptat. Călătorii din spate l-au înghiontit, apostrofându-l. Ce faci, bade? Avansează pe interval. Ce aștept? Restul, a răspuns bătrânul. Când oamenii s-au dumirit ce rest aștepta moșul, i-au povestit șoferului pățania țăranului. Nu te necăji, i-a spus acesta. Te duc până în Gheorghen, la capăt de linie. Rezolv problema și te aduc înapoi în oraș ca să mergi în treaba dumitale. La capătul liniei, șoferul a desfăcut băierele pungii taxatoare automate și a restituit omului 100 de lei fără a se teme că ar putea fi învinuit de abuz în serviciu. La revedere, prieteni!